În zilele în care am filmat ediția specială de Vinerea Seacă, de Vinerea Neagră, împreună cu Părintele Gabriel de la Mănăstirea Cașin, am aflat că dumnealui este și un excelent ghid al Ierusalimului și ne făcusem niște planuri să ajungem în vara asta, chiar de destul de cald, la Ierusalim. Din păcate, după cum vedeți, neamurile ce se salută cu pace ție nu prea aplică pacea pe pământ, cumva o să ne amânăm vizita noastră la Ierusalim. Chiar de aseară s-a semnat un armistițiu între părțile beligerante. Da, despre lucruri mult mai actuale vorbim cu Adina. Adina vorbește cu Părintele Gabriel chiar de la Mănăstirea Cașin. Neața! Neața din nou, mai mult decât o zi în care spunem la mulți ani celor care poartă numele Sfinților Împărați, este și o zi în care ar trebui să ne amintim de contribuția pe care au adus-o mama Elena și împăratul Constantin dezvoltării creștinismului, pentru că au avut un aport important și Părintele Gabriel Cazacu de aici, de la Mănăstirea Cașin, o să ne spună cum a fost pe la anul 313. Bună dimineața! Hristos a înviat, îi binecuvântăm pe cei de acasă, le spunem la mulți ani tuturor celor care... Iată, aproape 2 milioane de români astăzi sunt în zi de sărbătoare. Este o zi sfântă pentru biserică. Constantin și mama sa, Elena, nu soția sa, cum aproape toți am crezut în copilărie, că îi vedem în icoane reprezentați cam tineri în iconografia ortodoxă. Deci Constantin și maica sa, Elena, sunt cei care au dat verdele, au promovat credința creștină la anul 313, Constantin cel Mare, printr-un edict de la Milano, declară creștinismul religie de stat și se botează și el și din acel moment credința creștină înflorește. Maica sa Elena este cea care merge în cetatea Ierusalimului și construiește acolo biserica de la Sfântul Mormânt, biserica Mormântul Maicii Domnului, de asemenea, este construit de Sfânta Împărăteasă Elena și Biserica Nașterii de la Betleem. Le datorăm foarte multă mărire și cinste. Datorită lor, crucea, Sfânta Cruce, pe care Mântuitorul a fost răstignit, a fost descoperită pe dealul Golgotei. Împărăteasa Elena merge acolo și, ca să încurajeze pe muncitori, aruncă monede de aur în niște grămezi de piatră și muncitorii încep să sape și se descoperă crucea răstignirii. Și știm că ea, s-au găsit 3 cruci, de fapt, și ca să o găsească pe cea care a aparținut Mântuitorului, au atins un om mort și el a înviat. De atunci, dragii mei, Sfânta și de viață Făcătoarea Cruce este sărbătorită de noi toți în ziua de 14 septembrie. Deci și sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci îi se datorează Sfântului Constantin cel Mare. Sunt multe biserici și mănăstiri care astăzi sunt în sărbătoare, fiind hram. În casele românilor, de asemenea, este sărbătoare. Sunt multe școli care îi poartă numele și iau păstori, pentru că au fost niște împărați luminați de Duhul Sfânt, care au apărat și au prețuit și au ocrotit biserica. Așadar, și noi, cei din ziua de astăzi, să luăm exemplul Sfinților Constantin și Elena, să ocrotim biserica, să-i ocrotim pe cei dragi, să ne rugăm pentru ei, să întărim credința și dragostea pentru biserică și pentru harul lui Dumnezeu care ne curătește pe noi toți. Îi îmbrățișăm cu frățească dragoste, cu nădejde și cu credință pe toți cei care astăzi vin la Sfânta Biserică. Mai trebuie menționat faptul că astăzi este sărbătoare la Patriarhie, este hramul istoric al Catedralei Patriarhale. Așadar, e zi de bucurie, de sărbătoare și de prăznuire. Și pentru că, mai spune tradiția populară, în această zi trebuie să avem în casă cel puțin 3 bujori care să ne poartă noroc și să ne aducă spor. Și tot astăzi, în calendarul popular, se aleg turmele, nu? Se aleg turmele, da, se da, aleg da, bacii. Da, se mai numește ispas sărbătoarea de astăzi și la țară, în zonele în care oierii se organizează, astăzi pleacă turmele către munte. Mulțumim tare mult, Părinte, de aici, de la Mănăstirea Cașin, cu detalii foarte importante despre cât de importanți au fost împărații Constantin și Elena pentru dezvoltarea creștinismului lor. Le datorăm astăzi prezența Sfintei Cruci. Cam atât pentru moment. Mulțumim tare mult, Adina. Începe astăzi transfumanța, ca să înțelegem legătura dintre pastoral, da? Dintre păstor și oile sale, fie că vorbim de o metaforă sau de o hiperbolă la un moment dat, fie că vorbim de transfumanța așa cum o știm, de la Miorița în coace. Singurul loc sau singurul element decorativ nedrapat acum de când Hagia Sofia și-a schimbat din nou orientarea, Maica Domnului ce ține
ce ține pruncul în brațe. În stânga este Justinian cu catedrala, cu Hagia Sofia, iar în dreapta este împăratul Constantin, căruia de cumva îi datorăm credința noastră răsăriteană. Dani,